谁？哦，哈哈。 Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Happy Wheels Pentru că am văzut că episodul anterior de acum, habar am 2, 3, 4 săptămâni, nu mai știu când a fost V-a plăcut și am zis, băi, dacă le-a plăcut, de ce să nu mai facem încă unul? Haideți să ne mai jucăm așa, din când în când, uh, Happy Wheels Pentru că este un joc distractiv, nu e chiar atât de rău, chiar și după atât de mult timp Și avem aici, dacă îi numărăm, 1, 2, 3, 4, 5 băieți Care au văzut ei că în episodul anterior... Eu am jucat hărții făcute pentru Aira Fahel, da, cu numele Aira Fahel și s-au decis să facă și ei câteva pentru mine sau poate le aveau deja făcute și le-au copiat și le-au pus, iar nu știu exact cum funcționează jocul acesta, dar uh, văd aici că sunt făcute, de fapt scrie exact, știi, mă gândesc că e ca la Roblox, la Roblox poți să editezi o hartă și se updatează data când a fost editată, dar aici nu cred că e așa, cred că trebuie să o faci de la zero. În fine, avem uh, pe 4 a 12 a 2018, deci tot ce e 2018 este nou și este după episodul meu, dacă nu mă înșel. Bun. Și haideți să le încercăm pe toate. Adică văd că sunt destul de bune, au câteva stele, au mii de... Uh, habar play count, cum neva se traduce, au jucat mii de oameni, să zicem așa, și văd că au dat deja ceva ratinguri. mă gândesc că și voi, după ce ați văzut episodul meu, ați intrat la hărți făcute pentru Aira Rafael ca să vă jucați și voi. Vom începe cu Carlos Gordea, care zice, 100% de greu, ai grijă, e periculos, dacă treci, îți doneți, îți doneți pe live 50 de euro. Deci, nu numai dacă termin harta o să ne distrăm și o să vă placă și vouă, dar mă fac și cu 50 de euro, ești nebun? Ok, hai să vedem cât de imposibilă e harta asta. E atât de imposibilă încât el se de... El se decide să parieze cu mine 50 de euro. Ok, nu așa. Oh my god! Oh, é entra lá e fixa um cabo, as vezes. Ai, devia, sabe? Ok, três hoje me queria. Ok, é esta não é o que me quer. Oh, não me fazem me. Fiz a tens para que, daqueles Shift apressado. Não, mani merito uma singura de implícito amorito. Bă, a fost... Ok, a fost decentă săritura aia. Stai puțin. Dacă facem ceva juca aici... Ha! Haide! trage de, Nu știu, combinația de... Oh, mamă, zici că la rupă din două, ești nebun? Bă, n-ai ce să zici, e bun jocul ăsta. Uh, trebuie să mă stric. Nu, chiar e imposibil. Pe bune, Adică sunt atât de multe și dacă nu mă dacă nu el una singură. Mamă, ce frumos, făcusem backflip, oi. Băi. Băiatule. Băiatul, ai greșit buzunarul de ăstea. Ce ai, băi, nebunii la ca. Oh, ok. Deci una singură dacă te atinge, mori? O, oh, aia era decentă. Trebuie să... Ia, stai puțin. Poate dacă ne propulsăm de aici, din spate, de tot. Wow, wow, ok. Și... Oh! <laughs> God damn it! Oh! Cum? Ce ne-am Vreau să vă replay -ul. Cum am murit? View replay. M-a lovit la mână? Come on! Asta a fost bună, uite și -o. La naiba, e prea imposibil nivelul ăsta. Adică l-am încercat așa de câteva ori și sunt pur și simplu mult prea multe. Așa că o să mă dau bătut, ai câștigat. Vreau să mă uit la replayer dacă a terminat cineva harta. Um, 8 secunde. Ok. Oh, nici n-a terminat. Oh, ok. Wow. Deci, a, la concluzia asta ajunsesem și eu și am încercat de câteva ori. Um, nu e genul de hartă pe care, uh, pe care o termin dintr-o săritură. Trebuie să sar de mai multe ori. Inițial mă gândeam să sar de mai multe ori, să le activez pestea, să mă rateze de deasupra și apoi să sar peste. Prea migalos și nu se merită să investesc aici 20 de minute ca să încerc să termin o hartă. Dar asta are una, două, trei, patru stele și peste jumătate sau nu știu ce ne-ai barat acolo. Hai să vedem. A, dar n-am citit. Uh, aceasta este prima mea mapă, specială pentru I, Rafael. Dacă mai vrei mapă în viitor, când o să, mă, când o să învăț și eu mai bine, spune. Ok. Salut, Rafael, sunt un mare fan și asta este prima mea mapă. Sper să-ți placă. Oh, no, glass break. Oh, no. Urăz glass break-ul. God damn it. E așa migălos. Dar o să mă chinui pentru tine dacă e prima ta harta. Cum aș să facem? Și are atât de multe stele Și ești și fanii Rafael Și dai și like la like, episoade <laughs> Poate nu dai like la like, episoade, poate ești fanii Rafael, dar dai dislike. Ce naiba e asta? Partea a doua Au, oh, n-am mai văzut niciodată cu sticle Voi ați mai văzut cu sticle? Și ce naiba roți sunt astea de nu se sparg în sticlă? Uh, Presum că nu trebuie să spargeam corect Trebuie doar să merg peste Hey. Era să o fac lata. Uh, ok, ok. A căzut copilul. Coptiele, vin la, vin la tati. Ok. Mi-a mărât copilul și asta nu e foarte distractiv. Hai să... Mai <laughs> pot să mă ridic? Ce dai, mă? <laughs> oh, de cap. Poleu. Cum a căzut copilul și eu nu? Da, dar am să întreb. cine baroț, sunt astea? Oh, nu mi-am rupt mâinile. Oh omor și copilul de tot la final. A zis și voi bicicletele alea cu niște roți și este găurit cauciucul, gen are aer în interior. O să sărim peste harta ta, din păcate, pentru că nu înțeleg ce neva se întâmplă în dinsa. Am jucat o adinea puțin și e ciudățică. Love your content, Rafa. Mi-ai mi jucat harta în episodul anterior. Mersi. Harta se numea Hard Challenge. Bă, nu mai țin minte exact care era harta, dar hai să vedem. Oh, Oh, era tot cu wrestling sau era cu altceva? E Rafael on YouTube. Stai puțin, cum neva să de aici? Uh. <laughs> Ce neva manevră e asta? Mă omori singur. Eu îl prim pe el, dar tot eu cad sub. Oh, uh, ok. Și mi-a căzut și șapca. Vreau să văd dacă pot să... Sigur pot, dar nu știu eu cum. Zici că sar în piscină. Vreau să cad eu peste el și-mi vine să dau așa din cap ca și cum s ar întoarce caracterul. Oh! Uh! L-am rupt în două pe băiat. Mi-a plăcut harta, mi-a plăcut și uh, era troll. Să jucăm, m-am chinuit mult. Rafa, să jucați, pardon. Rafa, să-mi spui dacă mai vrei mape de la mine. Bă, eu nu pot să vă spun dacă mai vreau mape de la voi, corect? Pentru că sunteți foarte mulți. Salut, Rafael. Asta este a doua mea mapă pentru tine. Sper să-ți placă. Știu că trollul nu mai este la modă, dar na, n-am na, idei. Dacă vezi asta, te rog, termina nivelul. Am muncit mult la el. Bă, acum nivelul trebuie să fie și bun ca să-l termin, mă înțelegi ce zic? Battle Run! Oh, mă, și mi-am fac eu Battle Run cu tipul ăsta cu Pogo. <laughs> oh, God. Doar așa ca să nu mori. Oh, nu cred că e geam, cred că e altceva. Okay. Oh, văd că ești un troll troll. Mai ai puțin de mers. Ok. Bă, dacă e bună harta, le joc, și Adică dacă îmi zis să joc toată harta pentru că ați muncit mult la ea, uh, trebuie să fie și bună harta corect, dar asta nu era. Ok, serios, nivelul 2, glass break. Cum ne fac glass break cu Pogo? Bine, cred că merge, dar... Par cu cap. Uh, mă gândesc că sar peste. Ok. Văd că aici nu mai e troll. Aici e pe... Bune treaba! E că trebuie să sar de două ori, e mai greu. Oh, come on! Oh! <gript> ne-am să mișcă piciorul ăla care nu mai atașat la corp? Oh, God damn trebuie să joc chiar totul de la capăt. Ok, trebuie să fiu foarte atent să nu mai cad în cap. Acum chiar e geam. Cred? Habar n-am. Hai să vedem. Sunt că nivele sunt în harta aceasta. Okay, deci nu mai e geam. Trebuie să am grijă că dacă more destul de mult până ajungi înapoi. Uh, a, aici era tot? Sper ca a fost repetitiv și scurt nivelul. Sau știu că a fost. Oh, come on, când mă bucuram și eu că am terminat harta. nu! <laughs> no! Trolule! Ok, ok. Chiar vrei sa pleci așa repede? Hai, fă și un nivel real, serios. Aici vei lua locul lui Superman. Apasă Z Vezi să nu cazi. să zic doar dacă vrei să fi mai șmecher. Auzim că nu cad. Stai, stai, că vreau să fiu Superman. Oh God. Nu, sunt, sunt Superman, merg pe spate! Nice! n-am fost rău nivelul și acestea sunt toate nivelele pentru mărețul Irafael. Și eu o să dăm X aici și trebuie să dăm rating. Dacă, dacă ieși într o loc se resetează, nu. No. Pogo Fighters. Ok. Ce e de făcut? Devil Child. Devil. Butcher Man. Asta e nivelul la care trebuie să sari cu pogo peste oamenii cu arme. Și... Oh! Fix la căpățână m-a luat. Ești nebun. E puțin mai dificil. La... Perfect. Stole your ex. Deci asta e iubitul fostei mele iubite. Come on! Ia uite mă cum mă duc Want to stab your mom Asta vrea să o Să o înjunghe pe Mămicuța noastră Mos Testing There is no blade in you oh, Ok Mamă și nu te lasă să treci a? Pro Bruce Lee Cum a scris Bruce Lee Cum neva trec eu pe aici ești nebun Haide Întinde picioarele! Haide! Haide! Haide de viața mea! Ia uite mă! Ia uite mă cum mă... Uh. Ok! Nice! Mama, am trecut eu și de asta, ești nebun! Nu no, mai vreau, gata! Oh, oh, a fost dificil. Mai ales treaba aia să treci pe dedesubt. Uh, da, e destul de greu. Unul clasic. Ball throw. Death. Am nimerit bine din prima. Pineapple. Ok, arunc cu ananas. Nothing. Nu! No! Ok, nu vrem pineapple. Vrem help. Și, oh, am nimerit din prima. A, așa da. Ce-o fi la semnul întrebării, oare? Oh, ok, dar mă blochează ăstea Am plecat cu mașina ești nebun Ok, ok The rope swing epic Uh, îmi place cu rope swing Ia să vedem Ce n-ai asta? Oh, ok Yeah, boys, cine ține minte videoclipul ăla? Cu copio! Mama, de când nu m-am mai jucat un rope swing clasic. Woah! Poftim. De ce ne-am omorât? M-am prins la șanșă, acum îmi dau drumul? A! Oh, ca să cazi cu cap, don't grab this. Tip, don't fall. No, 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 no. Stai. Ok, trebuie să mergem acolo jos. Pe păi și cum ne-am adus acolo jos? Sunt ce singura. Oh. Nu a fost chiar atât de rău, sincer să fiu cu voi. Jet 5. Ia să-l vedem. Mamă, ce fata am. Oh, trebuie să ajungi cât mai departe fără să mori. Ia, facem din prima. Ok, mai e greu decât credeam. Justin Bieber, sick! Avem tot fel de rank worry! Bine a doua încercare. Cred că trebuie să stau așa în game -uit. Hai să ne ducem cât mai sus, băieți! Cât mai sus! Uh -oh. Cred că dacă nu stau gemuit, um... Ok, cine aia? Ce e plusul ăla? A ajuns la negru. Nu mai e nimic. <laughs> nu fac nimic de să apăsă geată sus, a, jos și sus. Nimic! Pur și simplu nimic! asta e tot? Nu, uh, ceva soare! Vai de capul meu! Pierdem frame -uri. Ah, cum suntem în spațiu? Văd un steag pe lună. Oh, doamne. Bă, da, se duce asta. Nici nu mai contează dacă... Oh, asta era tot. Ok. N-a fost rău, n-a fost rău. Și aici să mai jucăm un singur 99,9999% imposibil. Nu există imposibil când vine vorba de mine. Vai, what? Era un perete quello? A trishat. Eu nu știu ce e per. Non m-ntrebăți ce fac, băieți. <gly> nu știu exact cât de... In alte peretere. Gata! Nice. Noș nu, no no, 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 asta e imposibil. Nu și pentru mine, băieți. Vreau să mai văd ri... replyuri. E Cel mai rapid 2,47. Eu am avut 30 ceva. Ce nemernic, a căzut fix pe lângă perete. Ok, băieți, nu știu exact cât de lung a fost episodul acesta, sper că nu a fost prea scurt, cred că a fost peste 15 minute, zic și eu, nu știu, rămâne de văzut și depinde cum îl editez, desigur. Eu sper că v-a plăcut episodul, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like ca să mai facem și alte episoade de genul, acesta, vorbesc atât de repede încât mă încurc, de genul acesta pe viitor și ne vom vedea data viitoare, pa, pa.